Este aglomerație mare la grădina zoologică din Milwaukee, unde trei pui de tigru amur au fost prezentați publicului. Cele două fetițe și fratele lor s-au născut pe 14 septembrie și au primit deja nume. Eloise, Bernadette și Caștan sunt cei trei tigrișori care sunt în aceste zile principala atracție a parcului zoo din Milwaukee. S-au născut în captivitate și, deși sunt frați, au personalități complet diferite. Bernadette is a little more outgoing, she's a little more adventurous, and Eloise seems to be a little bit more of a mama's girl. And Cash has a completely different personality than the girls because we did have to pull him for hand rearing at about a month old due to an infection. So he's a little more friendly, especially with keepers. Micuțul Caștan a trebuit să fie separat de surorile lui la mijlocul lui octombrie, după ce la una dintre lăbuțe a apărut un absces. Însă acum toți trei sunt perfect sănătoși și se joacă permanent, oferindu-le vizitatorilor momente absolut inedite. We came right from the entrance, we came right here. She loves them. She says baby, baby. And she points to them. So she knows they're special. Faptul că cei trei pui au venit pe lume în captivitate și sunt bine sănătoși este considerat un adevărat succes. Summer tigers are extremely endangered in the wild. There's probably only about 400 left. So it's really important to not only conserve them in the wild, but also have their cousins here as ambassadors. Deocamdată nu s-a hotărât soarta celor trei pui, însă pentru moment sunt nedespărțiți și își așteaptă vizitatorii în fiecare zi.